ani și eu n-am scăpat de emoții. E întotdeauna mai greu când e acasă. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit așa de bine. Sunt tare bucură să fiu din nou acasă. Și în prezentarea mea de astăzi vreau să vă povestesc de un subiect care mie mi este foarte drag și pe care îl consider foarte important. Pentru că, deși dumneavoastră poate mă știți pasionat mai degrabă de tehnologie, eu în ultimii, mai ales în ultimii 7 ani, m-am concentrat destul de mult pe cu totul altceva. Am adăugat aluzie la Malcolm Gladwell cu What's the Point, am acumulat acele 10.000 de ore și câteva mii în plus în domeniul construcțiilor și a sustenabilității. Nu știu câți dintre voi ați urmărit proiectul Casa Bucnicii, ce fac eu pe canalul Casa Bucnicii, care face vizualizări mai multe decât review-urile la telefoane zilele astea. Semn că vă interesează. Ce, dacă nu pe voi, poate pe cineva din apropierea voastră. Iar astăzi vreau să vă împărtășesc câte ceva din această experiență. Pentru că abilitatea mea deosebită nu este în niciun caz de un interviu la festivaluri, abilitatea mea este să condensez informații. Am început meseria undeva aici peste calea ferată, am lucrat la radio și televiziune, am fost și facultate de jurnalistică. Elena Cristian, Dumnezeu să odihnească, m-a învățat să condensez. Iar mintea mea este organizată cu foarte multe sertarașe. Acumulez foarte multe informații din multe domenii și pe parcursul ultimilor ani am adunat atât de multe informații încât simt că este foarte important să o dau înapoi într-o formă cât mai condensată. Așadar, astăzi vreau să vă ofer în dar o variantă ultra-condensată a unui proiect la care lucrez de multă vreme. Deja am ieșit cu totul din prezentarea inițială, pe care am și repetat-o în prea multe emoții, dar intenționez să scriu la un moment dat o carte despre cum facem case mai bune. Și de ce cred chestia asta? Haideți să plecăm un pic de la context. Mi-ar fi fost foarte ușor să vă sperii când vorbim despre schimbările climatice cu statistică. Cu statistică și cu anunțuri cataclismice pe care le auziți și voi. Nu știu câți dintre voi urmăriți anunțurile de la Națiunile Unite, dar în ultima săptămână am tot anunțat încă o dată că suntem în ceasul al 11-lea. Că după 2030 vom pierde 99% din coral, 6% din vertebrate, 7% din insecte și așa mai departe. Poate vi se pare puțin, este catastrofal. Ar fi prea ușor să vă sper. Pentru că toate aceste informații vin peste noi și, așa cum mi-a spus un cercetător care am apucat să mă și prietenesc, atunci când le dai oamenilor toate informațiile despre schimbările climatice, există riscul să înghețe, să nu mai facă nimic. Însă trebuie să ne uităm la o problemă care este în fața noastră. Agenția Europeană de Mediu ne avertizează că 96% din cei care locuiesc în marile orașe din Europa sunt expuși la poluare care dăunează grav sănătății. Nu știu dacă știți cât de grav este lucrul ăsta. Pe doar 6% din suprafața planetei trăiesc jumătate din oameni. Iar în acele orașe, 96% din locuitori sunt afectați puternic de poluare. Așa arată un top 5 al orașelor din Europa și cele mai poluate capitale. Nu suntem încă pe locul 1. Dar tragem tare să ajungem acolo. Dintr-un motiv foarte simplu, ardem, ca și celelalte capitale, dar și multe alte țări din estul Europei, combustibili fosili ca să ne încălzim. Ca să nu spun și gunoaie de foarte multe ori. Și știm cu toții, energia, gazele naturale se mai scumpe ca niciodată. Marea poluare din marile orașe vine din două surse marșelate. Nu este o problemă chiar de complicată. 80% vine din transport, mijloacele de transport în comun se împot și fac fum, o să vorbim despre chestia asta, dar mai ales din încălzire. Și efectele se văd imediat. Vreau doar să vă dau câteva cifre foarte simple. Din nou, nu vreau să vă bombardez cu prea multe dintre ele, dar vreau să vă uitați la cifrele astea. Cele de sus sunt speranța de viață din București pentru bărbați și femei. Celelalte de jos sunt speranța de viață dintr-o capitală nordică pentru bărbați și femei. Și acum, dacă v-aș arăta un top al celor mai puțin poluate orașe din Europa, a confirmat ceea ce vă spun aici. Poluarea, așadar, din marile orașe ne ia 7 ani. Cam acolo suntem. Imaginați-vă, 7 ani din viață pe care îi dai ca schimb pentru a trăi într-un loc altfel minunat. Pentru că eu cred că orașele sunt viitorul umanității. Eu sunt îndrăgostit de oraș. Orașele sunt un loc în care cunoaștem oameni, avem acces la
o grămadă de produse și servicii, dar și la cultură și distracție, într-un oraș s-ar putea să-ți găsești viitoarea soție. Sau următoare. După casă. Că avem și o epidemie de divorțuri, mai ales după pandemie. Dar eu sunt norocos totuși că trăiesc, am trăit în marele oraș unde ne-am cunoscut soția și împreună avem și o fiică. Și noi întotdeauna am iubit orașul, mai ales în varianta asta. Așa arată Calea Victoriei atunci când se închide traficul, din când în când, din an în Paște, și orașul este redat oamenilor. Nu mai este orașul mașinilor. Arată frumos, nu? Avem tot mai multe străzi pietonale, dar ele sunt o mică picătură într-un ocean. Pentru că, în realitate, în viața de zi cu zi, cam așa arată orașele noastre. Și, încă o dată, nu este o problemă chiar atât de complicată poluarea. Am adunat atât de multe informații în ultimii ani, încât varianta cea mai simplă care pot să vă spun este dacă vreți să salvați 7 ani din viețile voastre și ale noastre, ale noastre, ale tuturor, trebuie să intervenim în primul rând aici. Aici este prima problemă. Pentru că autobuzele noastre, m-am bucurat să văd autobuze electrice mai multe în Brașov, duc doar însă tramvaiuri. Nu știu de ce am renunțat atât de ușor la el, pentru că trângânea, poate mai bine preparam linia de tramvai când aveam 101, că mergea pe proiect. Dar autobuzele care circulă acum în oraș, oricât de euro ar fi ele, sunt veritabile mașinării de particule. Le ridică în aer și stau acolo, cu orele. Nu știu dacă vă dați seama lucrul ăsta, că doar transportul în comun este responsabil pentru grosul poluării. Exemple de genul ăsta pot să vă dau din foarte multe locuri din lume, unde pur și simplu trecerea peste noapte la transport sustenabil a schimbat lucrurile radical. Dar o să ajungem și acolo. Iată cum arată așadar speranța de viață și încă o dată mă întorc la ce vă spuneam mai devreme. Da? O să încerc să nu vă bombardez cu foarte multă informație tehnică, dar uitați-vă un pic cum arată Estul Europei. Și uitați-vă cum arată Nordul și cum arată Vestul. Civilizația vine la pachet și cu o îndepărtare de chestii care ne aduc aminte de trecut. Pentru că este dureros pentru mine să descoper cât de mare succes au în continuare în România soluțiile de încălzire pe combustibil fosil. Mi-ar fi plăcut să vă pot arăta niște date oficiale. Din păcate, însă, în România nu prea măsurăm. Sau nu măsurăm când e poluare. Într-o zi când bate vântul, ca astăzi, măsurăm. Mai multe despre asta spre final. Dar ce spuneam când zic că mă întristează felul în care ne încălzim și faptul că părem absolut anesteziați în fața acestei probleme. Păi, dar nu trebuie decât să arunci un ochi pe senzori de calitate a aerului independenți. Și apoi să te uiți un pic la ce cumpără oamenii pentru a se încălzi. Așa arată uratmonitor.com, o rețea independentă de senzori de calitate a aerului pe care și eu o susțin. Un român foarte deștept face niște senzori excepțional de buni. Dacă intrați și voi acum, dar în momentul ăsta, ca să ne omorâți netul, pe uratmonitor.com, puteți să vedeți care este starea aerului în timp real. Și așa arată aerul din marile orașe, și vă dau exemplu doar Bucureștiu, într-o noapte când se face încălzire. Iar punctele alea roșii, cu cât e mai roșu, avem și negru, arată că aerul este și mai poluat. Și vedeți ce zice acolo jos, poluarea este foarte ridicată, reduceți imediat activitățile în aer liber. Noi credeam că asta este o problemă pe care au doar chinezii. Faceți aminte discuțiile alea cu smogul din China? V-ați mai uitat la știri despre China, pentru că lucrurile s-au mai schimbat acolo. Între timp la noi, așa arată un anunț de pe un site de anunțuri. Și nu este singur. Dacă dai căutare cu sobă teracotă, o să vedeți că industria sobelor de teracotă în România este extrem de profitabilă și este pe mare valoare. Sunt convins că vedeți și voi în cartierul vostru, acolo de unde veniți, oameni care au cât un coș de fum. E dreptul lor să se încălzească. Dar oare cu ce? Pentru că nu toată lumea își permite, spre exemplu, lemn uscat. Este dreptul nostru să avem încălzire, dar hai să vedem un pic cum facem cu sănătatea, pentru că tocmai ce v-am spus, particulele acelea care se ridică în aer sunt extrem de periculoase. Dar cât de periculoase sunt? Și aici voiam să ajung. Poluarea este mare în toate orașele. V-am spus, 96% din orașe sunt prea poluate ca să fie, să zicem așa, suficient pentru un om normal. Dar cel mai mult dintre noi nu avem o sănătate perfectă. Iar cea mai mare poluare este în casă. Pentru că odată ce deschidem fereastra, aerul care intră pe fereastră nu se curăță ca prin magie când a intrat în casă. Dimpotrivă. Începem să consumăm oxigenul din el, după care îl ardem cu gaz metan pentru a ne încălzi mâncarea și ridicăm în aer particule fine, PM2.5, care nu mai ies niciodată din plămâni, apropo, oxizi de azot,
și multe altele, compuși organici volatili, formaldehidă, va vorbi cineva despre VOC-uri, sunt mult mai periculoase decât, spre exemplu, dioxidul de carbon. Trebuie să ne aerisim casele, pentru că trebuie să respirăm. Aerul este primul parametru pentru calitatea vieții. Îi spunem calitatea vieții, dar fără oxigen murim. Practic ne intoxicăm continuu în interiorul caselor noastre din lipsă de oxigen. Ar trebui să stăm tot timpul cu o fereastră deschisă, dar cum facem să ventilăm un spațiu interior sustenabil? Pentru că atunci când deschidem vine aer poluat de afară. Despre asta vreau să vă povestesc astăzi, pentru că face parte din experiența din șantierul meu. Apropo, aragazurile sunt responsabile de o creștere cu 70% a problemelor respiratorii, mai ales la copii. Poate că bătrânii noștri știau ei mai bine când și-au făcut grădinile de vară afară. Gătitul afară este mult mai sănătos. În oraș nu ne permitem lucrul ăsta. Trebuie să găsim așadar soluții alternative. Poate n-ar fi rău să renunțați definitiv la aragaz, să treceți pe o plită electrică. Pentru sănătatea voastră, nu neapărat pentru altceva. Însă, vă spunem că am exemple și din alte locuri. Sunt locuri în lumea asta care au zis, ok, avem o problemă. Și așa arată Shenzhen, îi mai zicem de prin România Shenzhen, în 2016 am vizitat orașul, o ocazie rară să ajung acolo, și cam așa arăta orizontul. Vedeți orașul? Aerul arăta de culoarea muștarului și ustura pe nări. Am văzut-o cu ochii mei, nu trebuie să-mi spună cineva din filme sau din alte știri. Însă m-am întors acolo în 2019. Și în 2019 lucrurile erau deja radical diferite. Începeai să vezi câte ceva, iar traficul era mult mai liniștit ca niciodată. Chinezii, desigur, asta este unul din puținele avantaje ale unei autocrații, au dat pur și simplu o lege peste noapte. Dintr-o dată tot transportul public, taximetrele și scuterele nu au mai putut circula prin oraș decât dacă erau electrice. Aerul s-a curățat ca prin minune și s-a făcut liniște în oraș. După care tot mai multe orașe din China au făcut lucrul ăsta. În 2019. Noi, aici în România, însă, ne uităm către Bruxelles și sperăm ca în 2035 să interzicem vânzarea de mașini cu motoare pe combustie. În ciuda lobby-ului care insistă în continuare să împingă data respectivă. Doamna Meloni a venit din partea celor de la Ferrari, domnul Iohannis din partea celor de la Mioveni și de la Craiova. Toată lumea încearcă să obțină câte ceva de la Bruxelles pentru numele nostru, ca să putem circula cu automobile construite în Europa, nu-i așa? Rămâne să decidem fiecare dintre noi cât de important este viitorul. Pentru că în China ei au rezolvat problema asta de mai multă vreme. Cam așa arată majoritatea mașinilor de ride-sharing, taximetrie sau chiar de poliție. Este o mașină mai ieftină decât Loganul, mai ieftină chiar decât Springul nostru și este pe baterie. Și nu era deloc. Acum nu spun că trebuie să predăm exemplul ăsta, dar spun că alții au rezolvat. Pur și simplu au scos poluarea din oraș. Au scos 80% din problemă dintr-o dată, afară dintr-un oraș care părea că va muri sub propria poluare. Bun. Hai să venim așadar la niște exemple concrete. Pe parcursul experienței mele de cercetare pentru construcția în case, am acumulat atât de multă informație și o echipă atât de bună încât am reușit să facem o casă la cel mai înalt nivel de sustenabilitate. La momentul la care am făcut eu această casă, râdeau vecinii de mine că nu trag gaze, deși aveam gaze pe stradă. Și anul trecut n-am mai ales. Ba chiar vecinul de lângă mine, arhitect, mi-a spus că ar vrea și el o pompă de căldură. Și este singura inovație pe care am introdus aici. Am introdus în vocabularul colectiv discuția despre, nu doar despre pompe de căldură, centrale geotermice, și despre ventilație cu recuperare de căldură, pe care o putem folosi în interiorul caselor, imediat despre un pic mai încolo. Sau mai ales despre panourile fotovoltaice. Noi trăim în această casă deja de 6 ani. Și vă pot confirma că în ultimii 6 ani, eu cred că arăt mai bine acum decât acum 6 ani. Pentru că mă simt mai bine și am mai multă poftă de viață, am mai multă energie și cred că mă simt mai bine un pic în pielea mea. Cu mici sincope, evident, de criză de imagine, dar una peste alta am o viață mai bună. O calitate a vieții mai bună. Și ce am făcut eu acolo, părea la momentul respectiv un pic să fac. Dar eu cred că se poate face și este mai ieftin pe termen lung. Este un concept interesant din industria auto care se numește total cost of ownership și cât te costă să cumperi și apoi cât să exploatezi pe toată durata de viață un anumit bun. Și eu am făcut împreună cu specialiști o casă care este aproape complet automatizată. Nu mă necesită acord. Așa arată doar una din aplicațiile de administrare a casei și știu că este foarte interesant. Atrag atenția cu tehnologia, după aceea
vă povestesc eu despre sustenabilitate, pentru că trebuie să-i convingi pe oameni că o astfel de investiție își scoate bani. Deși eu vă spun că îți lungește viața cu 7 ani. De ce? Pentru că în interiorul acestei case, nu doar că noi controlăm iluminatul, încălzirea, ci mai ales ventilația. Aerul de la interior este tot timpul anului la temperatura pe care o stabilim, este mai curat decât într-o sală de operație și mai proaspăt decât în grădină. Și asta cu un consum de doar 20 de W. Încălzim toată casa cu energia de care are nevoie un uscător de păr. Și o răcim cu o pompă de 100 de W care plimbă apa prin pământ și apoi o plimbă, o duce înapoi în pereți. Nu știu câți dintre voi știți că la 100 de metri în pământ sunt tot timpul 12 grade. Și vara și iarna. Și putem folosi pământul ca o baterie de energie, de căldură. Putem să scoatem căldura din casă vara și să o băgăm în pământ, după care iarna o scoatem de acolo. Cu un kilowatt de electricitate putem face așadar 5 de căldură. Și ne putem răci pasiv, doar prin energia pământului. În plus, fotovoltaicele pe care vi le-am arătat acoperă tot consumul de energie, ba chiar dau și surplus, și dintr-o dată descoperi că ai la dispoziție o casă care devine nu doar un loc bun în care să trăiești, cu lumină naturală și aer de calitate, dar ai și propria ta fabrică de energie și propria ta benzinărie. Pentru că noi mergem gratis cu mașini electrice de 4 ani. Tocmai de aceea pot să vă anunț astăzi că așa arată, spre exemplu, casa noastră pe, în bază de date a Institutului de Casă Pasivă de la Darmstadt. Casa aceasta oficial și-a scos bani și dă și profit. Și o să mai dea încă cel puțin 15 ani cât încă mai au speranță de viață și pompa de căldură și panourile fotovoltaice și mașina electrică, pentru că toate acestea au fiabilitate mult mai mare. Ne-am obișnuit greșit cu toții că pentru a ne încălzi avem nevoie de sobă sau centrală pe gaze, că pentru a răci avem nevoie de aer condiționat și așa mai departe. Vin să vă spun că vi s-au spus prostii. În realitate, nu avem nevoie de așa ceva pentru că avem tehnologii moderne la dispoziție care sunt mai ieftine pe termen lung. Că dacă nu ești un dezvoltator care vrea doar să vândă niște apartamente repede și construiești pentru tine sau pentru cineva important pentru tine, s-ar putea să te intereseze și alte lucruri. V-am promis că o să vă explic un pic partea cu aerul. Nu am eu timp să intru în toate detaliile, dar să vă arăt un principiu foarte simplu al instalației de ventilație cu recuperare de căldură. Vă spuneam mai devreme că ideea greșită, în lipsă de altceva, trebuie să deschidem fereastra. Dar când deschidem fereastra, ce intră pe fereastră? Intră tot. E bine, într-o casă ventilată, poate fi și un apartament, poate fi și un bloc, poate fi și un astfel de spațiu, cu o instalație de ventilație cu recuperare de căldură, introducem aerul de afară, îl băgăm printr-un astfel de aparat, care e destul de simplu, arată el sofisticat așa, dar pur și simplu aerul intră, îl filtrăm și înainte să intre în casă, el este răcit sau încălzit de aerul care iese. Dacă iarna, spre exemplu, luăm aer de afară cu 0 grade, aerul viciat din interior o să-l încălzească pe cel care intră. Știți care este randamentul? Tinde spre 95%. Așadar, când deschizi fereastra, randamentul este 0. E la 0 grade, îl bagi direct în casă. Așa îi recuperezi 95% din energie, ba chiar și umiditate. Printr-o instalație de ventilație de genul ăsta aduci tot timpul aer în casă, nu vei avea niciodată mirosuri. Încă o chestie, mirosul de casă nouă este miros de boală. O casă care miroase a nouă, miroase de fapt a compuși organici volatili. Iarăși, încă o prostie pe care am introdus-o cu toții în conștientul colectiv când vine vorba despre construit. Nu am eu foarte mult timp să intru în detalii, dar o astfel de ventilație funcționează la casa noastră de 6 ani, consumă 15 W și ne economisit la energie câteva mii de kW. Doar din recuperarea de energie și noi nu trebuie să schimbăm niciodată ferestrele, nici măcar la toaletă. Pentru că asta scoate și mirosurile și nu lasă praful să intre. Apoi sunt câteva principii pe care adesea ne le amintim de la bătrânii noștri. Bătrânii noștri, când făceau o casă, o făceau după soare. Adică, ar trebui să avem ferestre prin care să bată soarele iarna, dungile alea, săgețile albastre, și vara, când soarele este mai sus, să fie acoperișul suficient de în față încât să nu bată prin geam. Sau să umbrim, sau să punem o salce la geam, care să-ți aducă și fericire și să-ți reducă temperatura ambientă cu câteva grade. Vorba unui prieten de-al meu, inginer, lucrați cu natura că nu trimite factura, eu aș spune că nu trimite tankurile. Pentru că atunci când cumpărăm energie din alte surse, când gazul vine pe țeavă, când motorina, benzina vin de la stație de carburanți, noi nu știm de fapt unde se duc banii cu care plătim aceste lucruri.
Companiile din energie sunt mai rentabile ca niciodată. Au făcut profituri record, chiar și cele nerentabile, aproape falimentare ca Electrica de la noi, au ajuns să fie extrem de profitabile. Și asta de pe urma noastră. Dar mai sunt și țări care acumulează bani de pe urma energiei, după care trimit tancuri în alte țări. Subvenționăm cu energia scumpă locuri unde nu știm exact ce s-a întâmplat cu banii noștri și suntem europeni, trebuie să răspundem și pentru chestia asta într-un fel sau altul. Să construiești cu lemn este mai sustenabil, așa făceau și bătrânii noștri. Lemnul se construiește repede, rezistă mai bine la cutremur, este mai călduros iarna și este un stocator de carbon. Este iarăși un mit că e o casă mai sănătoasă dacă e din beton și fier. Betonul și fierul au o amprentă mai mare de dioxid de carbon, de carbon în toată structura casei. Casele acelea sunt mai grele și nici nu cred că avem nevoie de case foarte mari. Nu știu dacă știți, dar un principiu simplu din economie spune că o familie de 4 persoane nu folosește în realitate mai mult de 120 de metri pătrați. Nu aveți nevoie de balcon. Nimeni nu-l folosește. Nu aveți nevoie de terasa aia pe care nu ieșiți la cafeluță cum visați. Și în niciun caz nu cred că vă era necesar garajul închis. Pentru că mașinile moderne se schimbă mai des și ai nevoie de cel mult un carport fotovoltaic. E și mai ieftin așa? Și vă mai vând un pont. Beciul crește costul fundației cu cel puțin 30%. E sigur că merită atât de mult damigenele și murăturile, e mai bine țin un frigider. Și sunt multe alte idei de genul ăsta pe care încerc eu, așadar, să le duc mai departe. Și cred că va trebui să le pun în cele din urmă într-o carte care să-mi permită mai mult de 21 de minute. Mă apropii de final și vreau să vă arăt încă o dată harta poluării Europei de la nivel de Uniunea Europeană. Asta e pe site oficial al Uniunii Europene, este o captură de azi dimineață. Vedeți, România acolo nu este. Pentru că noi nu raportăm datele legate de poluare. Și adică dacă știm că poluarea ne ia 7 ani din viață, ce avem de gând să facem cu chestia asta? Când avem de gând să ne tragem autoritățile la răspundere? Pentru că nu vor face nimic fără presiune. Trebuie să votăm, dar și cu buzunarul, dar și cu buletinul. Dar, din păcate, noi nu avem un partid ecologist puternic, nu avem ONG-uri de ecologie. Când avem de gând să facem ceva în legătură cu asta? Nu pornesc un partid, doar vă întreb. Decideți voi ce faceți mai departe, pentru că trebuie să facem ceva destul de repede, pentru că intrăm într-o criză de timp. Ne întoarcem așadar la ideea de la început. Și cu asta mă apropii de final și vreau să vă las. Avem toate uneltele să facem o viață mai bună. Nu este chiar atât de complicat. Transport ecologic și niște case construite un pic mai bine. Mai tanșe, mai bine izolate, ventilate, cu panouri fotovoltaice. Aș vrea să văd panouri de apă caldă și fotovoltaice pe toate clădirile, cu sprijin guvernamental. Așa cum avem la plus, ar țări mai multe proiecte de felul ăsta. Cred că toți românii merită așa ceva, pentru că este mai rentabil pe termen lung. Și atunci, dacă putem face investiția asta la comun, hai să o facem. Da? Mai aveam eu un slide aici. Pentru că eu cred, chiar dacă nu se mai apară pe slide, s-ar putea să fie ultimul din toate cele care s-au încărcat. Cred sincer că avem toate uneltele să ne facem orașele grădinte verticale. Orașele sunt viitorul nostru. Grădinte verticale. Cred că ați văzut blocurile alea cu copaci pe ele, cu tot felul de plante. Putem să facem chestia asta. Avem nevoie să vedem verde, avem nevoie să vedem un copac ca să ne atâțe imaginația, să putem, cel mai bun scriitor așa scrie. Dar nu o să o facă nimeni pentru noi. Și vă încurajez să vă documentați și să cereți mai mult pentru voi, în primul rând. Ne-am reușit să o facem și vă garantez că este mai rentabil așa. Am câștigat, sper eu că am recuperat-o câțiva din anii aia pierdut din poluarea din marele oraș, dar eu cred că mai sunt multe lucruri de făcut și restul nu le pot face singur. Poate le facem împreună. Mulțumesc!